Alfred, ariciul detectiv. Nopți nedormite. Nu-i văd. Ah, dar îi aud. Au? Hopa! Alfred, privește! Alfred, ariciul detectiv. O plăcuță de detectiv, grozavă idee. Da, cum or să știe alții despre tine? Căutând pe internet? Da, dar asta are o notă personală. Va funcționa, crede-mă. Eu primul. Ba eu. Eu vreau să le spun primul. Ba eu am să deschid prima gura. Ba nu. Ba da. Nici într-un milion de ani. Oh, ce se petrece? Eu prima. Ba nu. Eu vreau să vorbesc. Eu. Lăsați-mă pe mine. Eu vreau să vorbesc. Taci. Așa e mai bine. Să începem de sus. Chloe, tu ești prima. N-am pus geana pe geana astă noapte. Mi-a dispărut copacul. Adică ți-a dispărut căsuța din copac? Nu, am spus copacul meu, nu-i așa? În întregime s-a dus, a dispărut, s-a evaporat. Tot copacul a dispărut. Eu dormeam în tihnă când brusc s-a auzit un zgomot incredibil. Dumnezeule, e îngrozitor. Așa sfărăiam eu, ăsta e zgomotul. M-am uitat în jur, casa mea, copacul meu, dispăruseră. Trebuie să mă ajuți, te rog. Bineînțeles. Stai, cum rămâne cu mine, Alfred? Tu ce ai pățit? N-am dormit deloc asta noapte. Mă odihneam confortabil în iarba înaltă, întrucât știi că-mi place natura. Când am început să visez despre un zgomot îngrozitor. Dar nu era un vis. Alo? Un elan mare, rău, foarte irascibil, încearcă să doarmă! Încetați odată! Alfred, trebuie să afli de unde se aude zgomotul ăla! Am neapărat nevoie de somn! O să devin un monstru! Am înțeles. Și tu, Victor? Ce s-a întâmplat? Tocmai când îmi terminasem de făcut un sandwich delicios cu râme... Ce a fost asta? E un dezastru. Alfred, trebuie să aflăm de unde vine apa și unde e cina mea. Trebuie să aflăm. Hei, treci la rând. Eu am fost prima. O, da. Aveți răbdare, putem rezolva toate cele trei mistere. Bine, atâta vreme cât sunt primul. Poftim? Nu. Ascultați, întâmplările voastre sunt asemănătoare. Toți trei ați auzit un zgomot ciudat și toți n-ați dormit bine în aceeași noapte. E mai mult decât o coincidență. Trebuie să găsim niște indicii. Pronto, avem trei cazuri de rezolvat. E serios de misterios. Stați! Cine rămâne cu Lily? Te rog, vreau să vin cu tine. Am o idee mai bună. Să sărim ca broscuțele. Haideți, vă rog, vă rog, spuneți da. Haideți să ne jucăm. Aici locuia Chloe. Incredibil. Da, e cel mai mic copac pe care l-am văzut în viața mea. Nu e un copac, ci ceea ce a rămas din el. Se numește butuc. Se numește butuc, na, 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 na. Wow, priviți! Uitați, crăpături în lemn. Să le vedem mai îndeaproape. Pa,
parcă ar fi urme de dinți. Adică cineva a mâncat copacul? Un fel de monstru? Ce e? Ne-a fost frumos din partea ta. Cel puțin avem primul indiciu. Să ne ducem la Winston. Și după asta o să ne batem cu pernele. Da! N-ar trebui să dormi de amiază. Nu! Mă distrez mult prea bine. Aici dormeam. Mai exact, încercam să dorm. Eu n-aud nimic. Winston, îți amintești cum era sunetul? Categoric, încă îmi răsună în cap. L-ai putea reproduce, te rog? Milo, lovește-mă! Eu? Să te lovesc pe tine? Dar de ce? Hai, n-o să mă supăr! Mai tare! Așa, așa e! Exact așa se auzea! Continuă! Trebuie să înregistrez! Grozav! Avem încă un indiciu! Milo, te poți opri? Calmează-te, Winston, calmează-te! Haideți să vedem casa lui Victor! Wow, Victor, nu glumea! Toată casa lui e sub apă! Priviți! Nu i-a rămas decât... nu i-a rămas nimic. De unde vine apa asta? În zonă nu e niciun lac. Aha! Ia să vedem. Să încercăm să aflăm. Bățul urmează curentul în direcția aia, ceea ce înseamnă că apa curge din direcția aia. Acolo e râul, s-o fi revărsat, misterul s-a dezlușit. Dar nu a plouat, cum să se reverse dacă nu plouă? Ce-mi place când am dreptate. Așa, cel de-al treilea indiciu, nu ne-a rămas decât să rezolvăm misterul. Cred că sunt într-o încurcătură. Chloe? Victor, să revedem indiciile! Au adormit! Să recapitulăm! Am găsit urme de dinți pe butuc. Apoi bătăile care se repetau. Și în cele din urmă, apa care i-a inundat casa lui Victor vine dinspre râu. Râul e aici. Digul lui Victor e în zona înecată de ape. Apa trebuie să fi venit din partea asta a râului. Dar de ce s-o fi revărsat? De plouat n-a plouat. Ceva a blocat râul și a redirecționat apa. Putea să facă asta numai ceva uriaș. Stai puțin. Căutăm ceva sau pe cineva care poate face un râu să se reverse, să scoată niște sunete ca de lovituri și să mănânce copaci. Noaptea mai ales. Asta e! Ce? Prieteni, urmați-mă! Ce ai descoperit, Alfred? Acolo e deslușirea misterului. Un dig al castorilor construit de Euclid. Hei, ăla e copacul meu. E zgomotul pe care l-am auzit. Și aia e apa care mi-a invadat casa. Castorii construiesc diguri noaptea. Bună, Euclid! Bună, Alfred! Nu poți să-ți construiești aici digul? Deranjezi pe toată lumea din pădure. Serios? Dar am nevoie de un dig. Intrarea în casa mea se face pe sub apă. Nu ai putea să-ți construiești un dig în altă parte? Ba, aș putea, sunt constructor, la fel ca toți confrații mei. Asta ne e meseria. Unde ai vrea să-l construiesc? Departe de zona asta. Prea bine, trebuie să mă pun pe treabă.
Mulțumesc! Prietenii mei or să poată dormi în pace acum. Oh! Alfred, ce faci acolo? Voiam să termin ceva. Priviți! Oakley folosește dinții pentru a reteza copaci cu care își construiește digul la fel ca toți castorii. Intrarea în casele lor se face pe sub apă ca să fie în siguranță.